Bună patrulă! Unde vă grăbiți atât de tare? Jeremy a avut un accident? Nu! Hei, Frank, atenție! A fost cât pe ce? Ce s-a întâmplat? Alila! Ai fost orbit de o rază de lumină? Și tu, Jeremy? Matt are dreptate. Să închidem autostrada și să aflăm ce se întâmplă. Puteți vedea ceva, băieți? Aha! Un far! Cred că de aici vine lumina până la urmă. Ce ciudat! E gol? Poate e un far vechi. Se vede ceva? Hei, uite-o pe Suzy. Poate a văzut ea ceva. Salutare, Suzy! Patrula trebuie să-ți adreseze câteva întrebări. E o lumină strălucitoare care bate înspre șosea. Foarte periculoasă pentru mașini. Ai văzut ceva? O luăm de la capăt, băieți? Poate că ar trebui să mergi pe unde ai mai fost, Frank? Ia uite-o din nou! Crezi că soarele ți-a bătut în ochi? Dar, Jeremy, soarele e în spatele tău. Crezi că ar putea fi reflexia a ceva? Dar ce ar putea să fie? Cred că vine de la oglinda lui Suzy. Suzy, soarele se reflectă în oglinda ta. Stai liniștită, nu era vina ta. Și acum că știm care e problema, putem să redeschidem autostrada și să-l ducem pe Jeremy la garajul lui Tom. Rakapi!
încolo. Sperăm că te vei simți mai bine, Jeremy. Și mulțumim pentru rezolvarea misterului, patrulă. Ne vedem data viitoare. Matt, mașina de poliție. Bună dimineața, Hector. Unde mergi? Mergi spre bâlci? Pare foarte distractiv. Ne vedem acolo! Bună, Amber! Bună, Katie! Sunteți pregătite pentru roller coaster? Da? Minunat! Încercați atunci! A fost distractiv mașinuțelor. Pregătiți-vă pentru următoarea. Oh, nu! Roller coasterul s-a blocat. Hei, uite-l pe Hector. Uite, roller coasterul s-a blocat. Ar trebui să chemăm patrula să ajute mașinuțele? Băieți, Hector are nevoie de ajutor! Roller coasterul s-a blocat și mașinuțele sunt prinse în vârf. Îl puteți ajuta să le salveze? Minunat! Să mergem! Ia uite-i, Hector! Nu vă îngrijorați, mașinuțelor! Patrula vă va da jos! Oh, nu! Se pare că roller coasterul este gata să cadă! Va trebui să lucrăm foarte repede! Ce facem prima dată? Ne asigurăm că roller coasterul stă drept? Bună idee! Atenție, Frank! Să nu împingi prea tare! Bună treabă! Ce urmează, băieți? Vei zbura sus în aer și vei aduce mașinuțele jos? Ok, Hector. Mult noroc! Atenție, Hector! Pare foarte greu! Bună treabă! A, așa, mașinuțelor! Bună treabă, Hector! Ce salvare spectaculoasă! Mai putem face ceva? Da? Am putea repara roller coasterul? Incredibilă idee! Poți vedea ceva? Da? Crezi că un șurub s-a desprins? Ok, Matt, să-l găsim! Ai avut ceva noroc? Nu? Să mai căutăm!
Bine gândit, Hector. Ar trebui să fie mai ușor pentru Matt acum să găsească șurubul. Uite-l! Bună treabă, patrulă! Ați salvat situația! Ce spui, micuță Amber? Vrei să mergi înapoi în roller coaster? Păi du-te! Minunată treabă, patrulă! Ne vedem data viitoare! Bună, Tyler! Oare ce faci? Vrei să întinzi o funie? Wow! Ce funie lungă! Dar pentru ce e funia, Tyler? Să aștept să văd? Nu prea-mi place cum sună asta. Cine e acolo jos? Oh, bună, Tao! Despre ce este vorba? Poftim? Tyler te-a provocat să traversezi lacul pe funie? Nu știu, Tao. Nu pare foarte sigur. Ar trebui să cobori? Vrei să-i arăți lui Tyler că poți să o faci? Ăsta nu e un motiv suficient pentru a face ceva, mai ales ceva periculos. Fii atent, Tao! Oh, atenție! Nu-mi vine să cred că ai făcut-o, Tao! Aproape? Ai re... Oh, nu! Tao, ești bine? Ești blocat? Oh, nu! Tyler, îl poți da jos? Tyler, trebuie să mergi după ajutor. Avem nevoie de patrulă. Nu vrei să ai necazuri? Păi îmi pare rău. Tao are nevoie de ajutor. Du-te! Acum! Patrulă! Tao traversa lacul pe o funie întinsă. Funia s-a rupt, iar el e suspendat și nu se poate da jos. Ne puteți ajuta? Hector, o poți găsi pe Amber? S-ar putea ca Tao să fie rănit. Oh, ce bine! Sunteți cu toții aici! Rezistă, Tao! Încearcă să rămâi nemișcat, să nu cazi! Hector, îl poți dezlega pe Tao? Ok, așteaptă puțin. Lasă-l pe Frank să ajungă în poziție. Frank, ridică scara, ca Tao să poată coborî. În regulă, Hector! Balansează-l către Frank! Acum, Hector, dezleagă-l pe Tao! Asta este Tao! Ești rănit? Te doare volanul? Păi, cred și eu! Ce părere ai, Amber? Trebuie să meargă la spital? Și nu poate conduce de unul singur?
Cred că știu exact persoana potrivită să-l ducă acolo. Matt are dreptate, Tyler. Nu ar fi trebuit să-l provoci pe Tao la ceva periculos. Cel puțin poți să te asiguri că Tao e în regulă. Vrei să-l duci pe Tao la spital? Bun. Înspre spital cu voi. Sunt sigur că te vei simți mai bine, Tao. Nu vei mai accepta provocări periculoase, nu-i așa? Asta e bine. Mai bine să fii în siguranță decât să-ți pară rău. Bună treabă, patrulă! Matt, mașina de poliție. Salut, Jerry! Odihna de dinaintea cursei? Exact! Dar e timpul să mergi acum? Ce s-a întâmplat, Jerry? Of, Doamne, Jerry! Cineva ți-a furat roțile! Salut, Charlotte! Bine că ești trează! Se pare că Jerry nu poate merge! Ok, gașcă! Toată lumea să își păstreze calmul! Charlotte, tu vei merge la poliție și îi vei anunța pe Matt, Frank și Hector. Jerry, tu rămâi aici până mă întorc cu patrula. Matt, Frank, Hector, e o urgență! Cauciucurile lui Jerry au fost furate! Nu se mai poate mișca! Și are o cursă mai târziu! Trebuie să-i recuperăm cauciucurile! Te rugăm, ajută-ne! Să mergem, prieteni! Jerry! Vin și ceilalți! Nu te îngrijora! Patrula auto te va ajuta! Băieți! Hector zice că îl va duce el pe Jerry la garajul lui Tom până când voi căutați roțile, ca Tom să le poată pune înapoi cât de repede. Minunat! Gata toată lumea? Haide, Hector! Stai liniștit, Jerry. Matt și Frank sunt cei mai buni. Îți vor găsi rapid cauciucurile. Ce e, Matt? Ce e, Frank? Stai puțin. Mașina asta are cam multe cauciucuri. Se ascunde hoțul în tufiș, Matt? Ce vrei să faci? Oh, înțeleg.
Tufa asta pare însetată, nu-i așa? De ce nu o udăm, Frank? Oprește-te, Tyler! Nu ai unde să fugi! Matt și Frank te-au prins! Dă-ne cauciucurile înapoi, Tyler! Jerry are nevoie de ele! Uite-l pe Hector! Exact la timp să ne ajute să ducem cauciucurile lui Jerry! Sigur, Matt, până când Hector și Frank îi duc lui Jerry cauciucurile, tu du-l pe Tyler la secția de poliție. La revedere, prieteni! Acum, Hector, poți lua cauciucurile să-i le duci înapoi lui Jerry. Uite cauciucurile, Jerry! Nu mi rămâne decât să îți urez succes la cursă! Mulțumesc de ajutor, Tom! Mulțumesc mult, Frank și Hector! Și mulțumiți-i lui Matt, din partea noastră! Pe curând, prieteni!